Nu vrei să te salut cu lumea? Bună seara, bună ziua. Bună ziua, domn profesor. Bună ziua. Mă bucur să vă revăd. Cel mai bun rapper din Moldova. Apar ca soarele în răsărit și simt aglomerată piață. Invitat special la cea mai populară emisiune despre film din Moldova. Așa e, nu? Alt anunț. Vrem să vorbim despre filmele preferate ale Feoctist la momentul de față. Da. Sare pe rană bun. Dar și te leagă pe tine cu filmul? Am absolvit producție film și TV. A fost profesor de-a meu, băieți, fete. Cel mai bun profesor de-a meu. Dar de ce este cel mai bun? A fost cel mai aproape de studenți. Moral. Trebuie să fac o foto și o pun pe Facebook. Să vadă tăți urmăritorii când mă scoși, când mă culc. Am o întrebare vechi, serioasă, nu glumesc. Dacă proști n-au perechi, oare cum să mulțesc? Avem un obiect în oral, se numește Hai să facem film. Cu Ionu Sare. Ionu Sare. Se începe la ora 9. Luni. La ora 9 luni se trezești dimineața, e cam greu. După duminică. Noi, respectiv, cu domnul profesor, am avut un chef, da? Domn profesor. Cel mai epizod profesor al meu. Da, cel mai profesor. Noaptea îmi spune că băi mâini la lecție. Bun, să nu crezi cumva. Asta e pe la vreo 4 dimineața. La 8 dormi și băi, Feoctist, și hădem la lecție. Păi de asta te spizdeți. Mergem noi la lecții, ajungem în fața academiei, hai să bem o cafea. Domn profesor n-are țigări, cădem pe undeva la linea, lăsăm țigări. Ajungem în ogradă, bem câte o cafea, intrăm la lecții, mă pun în bancă, iar am numai eu și el așa de stau. Feoctist de și întârzi la lecție. Hai să trecem la filme. Asta n-am întârziat. N-ai întârziat, ai fost punctul. Nici de mic mi-a plăcut basmele. Cred că așa, n-am știut altceva. Deodată am trecut la basme și îmi plăcea să ies din lumea mea normală. Mereu cu enjoy de gură. Și citim despre făt frumos, tot clasele primare. Și mi-a tras atenția filme de la Marvel. Nu pot spune, nu, nu-mi plac tăte. Astea le punem cumva într-o... într-o oală. Nu ni pohui să moară tăzi șude. Dacă dau din noi crămânii padruc tăudă, eu săran de la sat. Ți-ți plac acest film pentru că tu vezi o producție foarte complicată și în film îți place fapt. Producția, adică nu că îți place producția, îți place când vezi o muncă enormă, o producție scumpă. De când am absolvit Academia și am învățat, de-am așa observ cum a filmul. Dar până atunci îmi plăcea că cumva fantezia umană la și eu ajuns, la și... cum se închipe așa ceva? Asta nu e doar din viața reală, că să zici, asta e trebuie să nu știu. Mie mi-a plăcut Doctor Strange, da, așa se numește? Da. Știi și m-a uimit pe mine cel mai tare în seria asta de filme Marvel și universul Marvel creat acum, nou, da? Cum ele sunt conectate între ele. Încă vreo, nu știu, 5 sau 6 ani în urmă, eu am dat pe Google de o schemă în ce an și care film trebuie să apară și cum la dânsă era calculată încă de la bun început, eu nu mai țin că nu a apărut primul, dar asta a apărut destul de mult, dacă mai mult de 10 ani în urmă. Era calculat, planificat, în 2010 da, apare cu tare, în 2009 deci apare Avengers, mai apare un film unde introducem un personaj nou, prima apare partea a doua la acela de mai înainte, prima apare cu tare și prima noi putem să facem Avengers 2, că acolo avem... Era un cârnaț de asta așa lung, planificat de la bun început și știau deja pe vreo 15 ani înainte, când trebuie să apară următorul film. Și cu siguranță să lucra din start, poate nu că la toate odată, dar știi, merge lucru cumva. Și asta pe mine m-a uimit, că ei și-au gândit o așa strategie și dar mai ca un mic cârnaț la asta, așa e cârnaț, un cârnaț așa de lung, care trebuie să termine curând, da? Trebuie să apară ultima parte? Da. Crezi și termină axa cronologic la... și să începe alte... Mă scuzați. Și începe de la început, cum am înțeles, că personajul noi, că de-am întâlnit bătrâni, Hugh Jackman de-am nu mai poate, cred că, nu știu, s-a apărut altă Rasamaha da. Și acolo. Ei, bun, asta e viața, bătrânim, urmă. Tip și la noi așa film se pare. Da, hai să facem. Facem unul. Hai să... Regizorii adevărați, oameni de film, nu se uită la seriale pentru că pula mea. Îți poate vorbi puțin? Nu. Nu se... Nu sunt cinematografii, nu știu cum acolo. Da, Vikingi, știi serialul ăsta? Ai văzut ceva? Trailer. Numai trailerul, serios? E gata. Dar fi să sar peste cuvinte, ai aflat mai înainte ce e asta și cum se simte. Nu știu ce va fi cu noi și voi. Eu nu pot să mă uit la dânsul ca la un serial. Eu parcă văd un film lung. A
I see a city made of marble and a burning, broiling ocean. And one of your prophecies, do I understand? It is too late to change it. Personajele principale sunt răi. Stăți de ăștia, îmblă prin biserici, toarnă, verstoarnă, omoară preoți. Cucerez tot ce chică, știi? Și toată lumea în afara cercului lor de bandă, sau cum se spun, îi cred niște, nu știu, a diavolului. Dar filmul îi arată ca un fel de izduc omoară și apoi să-i iubesc. Tu vezi cum și drama au ei în interiorul familiei. Vezi cum el crește copiii, cum îi învață, cum... Asta e... Așa era normal pentru modul lor de viață. Personajul principal e Ragnar Lothbrok, un fel de Ștefan cel mare al nostru, pentru dânsii. Numai că e un fel de sagă și mit mai mult. De asta îmi place, foarte mult. Deci filmul e despre un personaj sau mai multe principal? Tot se întâmplă împrejurul lui. Împrejurul lui și da. Care e scopul lui? Ei se dușeau, întotdeauna spre Suedia, Finlanda, că credeau că în partea slantă nu e nimic. Și Ragnar, care încă nu era șeful lor, odată o idee că, băi, dacă dăm și încolo, cu spate dus. Și arată fratele lui că, băi, există, i-a arătat cu un bătrân, i-a spus cum e compasul. Adică soarele cum se duce și n-a să pierde în mare. Și se duc și începe cu cele Franța, Anglia, și ori să ajunge în Arabia. Короче, foarte interesant. Deam trec de 14-15 ani, apoi la mască tu halbă de bere, deam... Cumva straniu, dar așa de aproape, știi? Ragnar pare întotdeauna is Nazare, Odin și îi spune chiar așa, vede șoară, gata, se duce, luptă, las mai mare, cruci. Dacă șoară încă nu a apărut, el ying statul ăla, că muși trebuie să apară. Și a pus duc să lupte. Cât de frumos filmate bătăliile. Cât bărboși, da? Cât bărboși, e ca așa ca noi. Bărbați adevărați. Trecem la următorul film? Narcos. Tot e seria. Hai Feoctist, băi, da să-ți povestesc cum se dezvoltă țară, glamură moldovesc. Narcos e despre Pablo Escobar, a fost un traficant de droguri, care la fel ca în Viking a povestit viața lui personală mai mult și aș spune că nu-l arată în poziții negativ. El odată n-avea cu și încălză fica lui și a dat foc la 2 milioane. Nu știu cât. Că să încălzească. Da. Asta e wow, ăsta. Asta e istorie reală. Da. Dânsul trebuie să l închidă și el i-a propus statului colombian: băi, eu vă plătesc toate datoriile voastre externe, vă stup toate datoriile, câteva miliarde, nu mă dați în pași și ei nu au fost de acord. Cuvântul să-l închidă, o să, băi, bun, dar numai în închisoarea mea. S-a construit o închisoare a lui, tăța lui și el își dă în închisoare, tu știi, cărăzi. Toate istoriile astea sunt în serial? Da. Da? Și nu fiecare serie cumva se termine, dar e prelungit așa frumos, știi, tătă. Ca un film lung. Eu l-am văzut în 4 sezoane, în câteva zile, nu m-am putut să mă... El ca tare, mă scuzați de spoiler, în a doilea sezon mare, a treilea sezon e despre altceva și în a patra și a fost până la dânsul. Și el apare într-o a cincea serie, știi, mai tânăr, păi. L-am văzut și-a mă huit prostat că i-ai avut serios. La apogeul carierei sale deținea 80% din traficul de cocaină din SUA. Supranumit regele cocainei, acesta a fost cel mai bogat criminal din istorie, cu o avere netă cunoscută estimată la 30 de miliarde de dolari. El cheltuie pe săptămână 100 de mii de dolari numai pentru râzând și pentru bani. Da? Am înțeles, atât de mult. 100 de mii pe lună. Băi, pe săptămână. El nu consuma cocaină deloc, dar mereu cu un joint de gurbaj. A patrulea e un film italian. L-am văzut în rus pentru că nu cunosc italiană și se numește Idealni neznacomță. Încă stăran de la sat și eu l-am văspitat. O bat în mahala, am mâncat bătaie chiar dacă n-am meritat. Sunt tipat. E făcut pe bază la o piesă de teatru. Toți oamenii intră în casă și merge un fel de... Unul cumva apare o idee că hai să punem toți telefoanele în centrul nostru. Sunt niște prieteni acolo. Niște 4 perechi de cupluri și încă un băiet și... Uitați-vă, îi pun toți telefoanele în mijlocul mesei, cui sună telefonul sau cui trimite mesaj, el trebuie să pune la difuzor dacă îi sună telefonul sau să citească mesajul tare. Dar de ce îi fac asta? Să vadă dacă au... dacă nu au secrete unul față de altul. Exact, adică dacă odată și noi toți pretindem că suntem, da, suntem curați, sinceri și nu mințim, nu avem secrete, pe hai să jucăm în jocul ăsta. Și atâta timp cât stăm la masă,
da. Punem telefoanele și nu oricare, dar era soția personajul principal, cum spune sau. Nu ți-mi și nu spus că am văzut mult, dar deci era un bărbat mai în vârstă, care avea o soție mai tânără, da. Și ei avea o fică. Și când fiica au plecat în oraș, aceștia au făcut o cină și au invitat prietenii acasă. Și soția asta mai tânără a venit cu ideea să-ți joace în jocul ăsta. Și pe parcurs filmului ce se întâmplă? Așa o întorsătură de situații, că află că unul e gay, care e prieteniu de când e altul înșala. Și până la urmă, în timp de 2-3 ore, s-o dat seama că ei nu-ți cunosc deloc. Deloc. Mie mi-a plăcut foarte mult acest bărbat mai în vârstă. Ok, allora facciamo un gioco. Mettiamo qua tutti i nostri cellulari. Da ce numi el? Pentru că el dă dovadă de o inteligență masculină de invidiat. Și la final, tot el este cel care, de fapt, a rezolvat soluția. Ți-ai minte? Făi, blete, am spus că îmi place un film și el nu știe nimic ca mine. Pe mine nu m-a deranjat deloc tema homosexualilor. Dar e așa de ghinidat acolo. Păi da. Dar ți-ai minte când sună un telefon și acolo îi scrie Steve Jobs? Steve Jobs. Ma era morto. Invece se era vivo chiamava mia moglie. Și soțul întreabă, draga mea, dar și Steve Jobs? Ți-ai minte? Nu. Nu ți-ai minte? Ei era la bucătărie și a zis, draga mea, dar și Steve Jobs? Și asta vine și răspunde, dar Steve Jobs era bărbatul care repară telefoanele. De ce regizorul, eu nu știu dacă și în piesa de teatru este momentul ăsta, posibil este, da? Dar de ce regizorul a băgat detaliul ăsta? Numărul ăsta? Da, de ce? Treaba lui de-am, nu știu. Pentru că Steve Jobs a creat... Nu, asta da, dar de ce anume el? De ce nu pe... Păi îți explic, pentru că jocul ăsta stă la bază telefoanelor mobile, smartphone-urilor. Adică e ziua de azi. Acest smartphone plin, el ca o cutie, plin cu secrete. Dacă noi avem secrete, hai să le arătăm public, da? Așa, dacă tu pretinzi că nu minți, dezvedem, da? Păi Steve Jobs a creat această cutie neagră, plină de secrete, care ne-au schimbat atât de mult lumea și noi, cei mai apropiați, chiar și membrii familiei, nici nu ne cunoaștem, suntem ca niște străini. Deci străinii perfecți. Înțelegi? Deci un detaliu mic era comic, Steve Jobs sună. Steve Jobs, omul care repară telefoanele. Este asocieri, este. Rău l-ai privit, Feoctist. Nota 2. Când în film îți spun că le mănâncă pe răsărie, că ține ți-mi minte, nu? Mereu cu un joy de gură. Și ultimul film a cincilea? Ultimul film a cincilea o să fie Taxi Jafar Panahi. Serios? Da. Ei, hai, lasă. Serios, cel mai bun film neorealist care l-am văzut vreodată. De ce anume Taxi și de ce Jafar Panahi? Regizorul ăsta n-are dreptul să iasă din țară și nu mai are dreptul să facă film. Da. El foarte tare critica politica, situația social-politică, el a criticat tot. Și lui e interesant să facă film. El parcă nu-i film. Da, el e film. El e film. Nu, dar e în fel de... Hai, parcă eu... E pus o cameră într-o mașină, mergi în mașină și te întâlnești cu unul, cu altul. Păi stai un pic, dar care ar fi diferența? Că tu pui camera într-o mașină sau pui camera pe stativ? Oricum camera sau undeva trebuie să o pui. Așa. Filmul ăsta a fost scos din țară pentru un stick într-un tort. Nu, aici. Aici asta, nu? Nu. Aici asta, da. Nu. Dar tot al lui. Tot al lui. Dar ai mai văzut alt film de lui? Nu. De ce anume Taxi, dar atunci tu spui? Vezi, tu cunoști că el n-are voie să filmeze sau istoria lui e un pic alta. El o aplicat cu un scenariu, dar lui i-a interzis să-l filmeze. Deci scenariul lui nu a fost aprobat. Și atunci când lui i-a interzis, nu scenariul la Taxi și nu scenariul la filmul precedent, un film mai vechi. Da, și lui de atunci i-a interzis nu, să fac film. Nu, nu asta e istoria. Deci lui i-a interzis să filmeze acel scenariu, dar el s-a apucat să-l filmeze. Și pentru că el s-a apucat să-l filmeze, aici a venit interzicerea. Lui i-a interzis mai mult să filmeze film. Nu mai mult, pe 20 de ani. 20 de ani să mai filmeze vreun film. El n-are voie să scrie scenariu, el n-are voie să regizeze, el n-are voie să... O filmă Taxi. Nu. Și el filmează următorul lui film, el îl filmează, this is not a film. Acesta nu este un film. De ce acesta nu este un film? Pentru că eu n-am voie să fac un film. Dacă voi pretindeți că am făcut un film, acesta nu este un film. Și el l-a filmat cu telefonul mobil și a chemat un prieten și a spus tu prietenul și ala, uite, în documentul ăsta sau și ăla, proces verbal și mai... Și ai scris, eu n-am voie să regizez, eu n-am voie să scriu scenariu, eu n-am voie așa și așa. Auzi că, dar nu e scris dacă eu am voie să joc sau nu. Tu filmează-mă pe mine, de-o ție să povestesc și am vrut să filmez. Și el face filmul cu resurse minime, da? Un prieten îl ajută, estetic. E că suntem și la temă, că a dispărut masa și restul, că Olivia nu-i place. Dar estetic, tu spui că ăsta nu este film. Sau nu așa trebuie să arăte un film. Da. Dar la nivel de ascultă-mă, dar la nivel de structură și conținut, așa se face filmul. El, prin gândire, îmi demonstrează
că regizează, gândește, practic scrie scenariul cum chiar dacă unele scene sunt poate improvizate. Taxi, așa e și estetică, camera o punem. Nu mai cunoscut cât l-o... Mă știi pe Husky de la Rush? Nu. Rapper? Nu. El tot așa cât cunosc, dacă tot e... El critica foarte dur politica, pe Putin, pe tăți. Și lui i s-a interzis public să nu mai fac rap. Da. Și el a muit mai popular decât cum era înainte. Tot a aflat, a ieșit, a făcut meeting-uri, a făcut, a fost concert, i-a budut peți, fai muzică. Așa de tare la asta, la conducere îi pare rău, mă ia zic. Am zis că l-a interzis. L-a făcut mai vestit decât Și nu doar la Jafar Panahi, la mai mulți iranieni, eu observ, din cauza asta mie îmi place cinematografia iraniană, această barieră dintre realitate și film se rupe. Realitatea face parte din film și filmul devine ceva mai mult decât film. Dar nu este o realitate pur și simplu captată, este o realitate pusă într-o structură și regizorul o gândește detașat chiar dacă faci parte din ea. Și regizorul este actorul principal, este personajul principal. În fiecare film tu îl vezi pe Jafar Panahi, deci Jafar Panahi nu este nevoie să-și schimbe numele. El este Jafar Panahi, el nu-și schimbă personajul. Dar ți-e interesant să-l urmărești, este în situații diferite, istorie diferite. Așa, cum au apărut adânsul trei fețe se numește, eu încă nu l-am văzut, nu l-am găsit sau nu știu, trebuie să mă uit. Dar nu, el e foarte puțin informații despre dânsul. Tocmai ne-am dor, parcă la lecție. Spui un film și știi mai mult că... Asta și era normal, tu trebuia și despre Viking îți vrești mai mult decât mine. Ei, dar păi eu nu pot să le văd pe toate, eu tot som. Este o scenă în taxi care mie mi s-a memorizat. Care? Este un tip care vinde filme. Ți-ai minte? Și el îi spune că tot fac filme, dar... Nu, eu de mult l-am văzut, nu mai țin minte exact, dar el vinde... Deci toate filmele... Și l-a recunoscut pe dosul ăla. Tu ești Jafar Panahi. Mă tin că da, și în film îl recunoaște. Dar și el avea o torbă așa de filme, dar erau toate filme piratate. Prin scena asta eu intuiesc că Jafar Panahi ne-a arătat nou cum ei în Iran, regizorii, au acces la filme bune. Deci au acces la filme bune prin filme piratate, pe piața neagră vândute. Nu poți să te duci pur și simplu și să-l vezi la cinema sau să-l cumperi, pentru că nu toate filmele în Iran sunt vândute liber sau... Este o cenzură care le filtrează foarte tare. Și ei cunosc cinematografia mondială doar prin intermediul acești. Prin intermediul la torba așa, neagră plină cu discuri, da? Sau că așa se ieși, răscolește, ta, filmul lui tare sau tare, știi? Și număra tot felul de regizori mari. Așa, da, lasă-mi film, uite aici. În așa mod să faci un film, pentru mine devine film atunci când tu îl pui într-o structură bine gândită. Chiar dacă în interiorul acestei sceni lași loc de improvizație, dar scena asta trebuie să aibă loc aici și în prânsa trebuie să se întâmple anume asta. Ca pe urmă eu să văd următoarea și să înțeleg mai departe istoria. Înțelegi? E tare îmi place să fac filmul în așa mod, eu vreau. De fapt eu asta și-am făcut. Da, nu are între niciun așa de vreo. Dar tu ai vorbit vreodată despre dânsul? Nu. Niciodată? Nu. Cum pot eu să vorbesc prin filmul meu? Stai. Ok, vrei să vorbești despre un film de-a mea? Despre care? Eu n-am așa de multe. Cut, Între minciună și adevăr, care mai tare ți-a plăcut? Mă gândesc la dânsul. Între minciună și adevăr. Între minciună și adevăr mai tare ți-a plăcut? E un film mai... Tu ești acolo un fel de detectiv, știi? Uh-huh. Grești cu unul, așa mă nu știe. Între minciună și adevăr are și o... Cumva sunt combinate... Eu nu prea le-am înțeles că nu știu cinematografia japoneză. Uh-huh. Atunci acolo iei scene de acolo... Merg parcă în tandemul ăla, dar unele nu le-am înțeles, dar cred că nu-s degeaba. Îmi place că arăți viața personală, știi, în fel de... Poți să dormi, te filmează, e cu telefonul. Doamna, eu mi-am aminte răcana. Așa de straniu, tăt, nu știu cum arată. Ohaio. Unde ce ai? Acolo. Eu agen trasam în Academie și... Ok, uite, mi-ai amintit. Eu când facem, de fapt, Între minciună și adevăr, amintit s-a născut dintr-o... Și cum spun să-l numesc? Știi cum s-a născut? Nu m-am amintit. Eu trebuie să fac lucrarea de master. De master, da. Și eu lucram la dânsa, mă stăruiam și vin la Academie și arăt la profesor și el se uite, și asta e... Copchilăresc, asta, tu ești student la master, tu trebuie să faci o investigație, tu trebuie să vii cu un eseu, cu ceva nou, dar tu ne arăți nici scrii în cărțile de clasa 1 sau ceva genul ăsta. Eu am ușit, m-am chinuit și eu s-o nervoaj, am început să răcnească, să țipi, să-l trimată pe acela, să vorbească, știi, dar
ca oamenii bătrâni mai sai de la o temă la alta, mai sai la problemele personale. Dar eu nu știu ce m-am împins pe mine, că eu niciodată asta nu fac, am pornit dictafonul la iPhone. Și am înregistrat toate recnetele lui. Am zis, venea kino poezii, huinea acolo. A, dar el țipa la mine? Desori am avut chestia asta, când cineva țipă la mine, nu-mi vine idee. Eu mă uit la dânsul, da, țipă. Și nu-mi vine idee. Îl provoci încă, dar este iar și tolea ca niște de acolo. Parcă îl zăvădești, nu? Și el țipă, dar eu ieri acasă cu mine s-a întâmplat o chestie care întâmplător am filmat-o. Și eu în cap așa stau și conectez așa și tot și țipă el și la mine pac și apare tot filmul, știi? Și eu mă duc acasă, eu răb de unies, fac un mic montaj, din a doua zi iar și o să uită. El nu poate să-mi zic că e om fălă, știi? Dar eu înțeleg că da, e om fălă. Și eu mă pornesc să fac filmul ăsta. Dar eu îl filmez, deci acolo sunt o parte documentară. Dar el știe că nu la... Nu. Nu. El nu știe la cine mă duc, eu și pe cine interoghez, da? Dar eu mă duceam la persoane intenționat care intră în conflict una cu alta, pentru că eu știu. Și atunci când ei terminau de vorbit întrebările mele, eu strângeam camera, dar dictafonul la iPhone lucra. Și începeau să cai și unul pe apă. Of, culeacă, mă urăsc oamenii din cauza asta, dar filmul este Cristian Pobeda, care am vorbit azi. A murit că a făcut un film, dar filmul a rămas. O lună după asta cum duci acasă? De atât aș numește între minciună și adevăr, înțelegi? Eu am mers la risc, știi, dar câteodată eu cred că în artă trebuie să fii un pic... poți să încalci anumite moralități dacă scopul tău, intenția ta, este sănătoasă. Pentru acest mesaj, care poate doar tu acum îl poți răscoli și scoate la iveală, știi, poate poți să-ți riști un pic cu, nu știu, cariera ta, cred dacă ești dedicat în ce ești faci. Cred că le-a plăcut. Dar știi faza că eu nu cred că oamenii din afara academiei sau neștiindu-l pe drug, pe jăreghe, pe cine mai acolo, a să înțeleagă cam... Păi n-a să înțeleagă, pentru că eu atunci când îi vorbesc de rău, am pipuit fiecare nume, ca să nu fie clar despre cine îți vorbește. Da, nu sunt și eu chiar cel mai prost, înțelegi? Bun, dar nu asta am vrut să spun. Când am început să-l filmez, pentru că eu am avut interviuri și interviurile, golurile din istorie le împlem cu viața mea personală. Viața mea personală era pur și simplu captată. Și aici era captată camera întoarsă cu capul în jos, băgată, da. Și era un telefon care mă filma în nas băgat, de părul din nas. Deci eu așa mă uitam la imaginile astea. Eu mereu am spus că în artă trebuie să fiu sincer, să nu fie rușine de nimic, știi? Și așa stau și mă uit la imagine, dar parcă era un mic... Da, se pune da, chiar îți bag așa în film, să arăt tot cum eu trăiesc, când la mine tot e jupuiet și, știi, și nasul ăsta. Și mă duc la un prieten și îl întreb, uite, ții cum îți pare în filmul, cum trebuie să arăte? Dar nu-i vorbesc de ce fac eu acum. Și el îmi spune, tu știi, pe noi, imperfecțiunile în artă ne fac veridici. Și eu așa m-am gândit și am înțeles că, băi, da, și la nivel actorcesc, și la nivel regizoral, la tot absolut. Atunci când încerci să fii perfect și să lucrezi ca la carte, să filmezi ca la carte, n-a să cred. Cum a să apară ceva neașteptat, de atâta Panahi-l crezi, înțelegi? Te uiți la dânsul și-l crezi. Și când apare acel neașteptat sau apare o leacă ieșit din comun, și tu te regăsești în toată treaba asta, pentru că tu tot nu ești perfect. Înțelegi? Deci imperfecțiunile ne fac veridici și eu am crezut în asta și mi-a dat încredere mai mare și am zis că eu merg la maxim, eu arăt tot. Nu ne rușine din nimic. Casa mea pot să filmez fiecare colț, ce vrei filmează, știi? Eu asta arăt în film pentru că asta sunt eu așa trăiesc, deci trebuie să-mi fie rușine. Nimeni nu ne-a spus de fapt nimic legat de cum arăt sau cum e filmat sau cum, pe nimeni nu a deranjat asta. Pentru că totul a făcut parte din stilistică, poate la început, de fapt unii care au privit au spus că poate când am pornit filmul, câteva minute, 50 minute, mă uite, și asta, știi, cu telefonul filmat. Dar după 50 minute, el, lui interesant și el vrea să urmărească mai departe. O fată o plâns acolo, i-a atins pe tăți. Pai de-o-te. Oh. 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 Oh.
初の印象。イヴンはミステリアスな感じだった。よく覚えてるのはイオンが私を見る眼差し。今でも強く残ってる。イオンが私を見るたびに少しずつ私も気になっていった。家族とか友達とか先生、出会う人によく言われる変わってるねっていうところをイオンも持ってる。イオンも言葉の数は少ないけど優しくて面白い。イオンが笑いかけてくれる時が大好き。英語が苦手だけど頑張って私と話そうとしてくれる。それがよくわかる。仕事の終わりに迎えに来てくれて一緒に家に帰る。今まで経験したことがなかったからとても素敵で嬉しい。それに人生で初めてお花をくれたのもイオン。とても嬉しかった。Mă, noi suntem prieteni cu tare. Eu de când mă rog, de când o așa putut de habă, fă-ne un clip. Fă-ne un clip, măcar la recenzii cheamă, măcar la undeva cheamă. Ești mă mai chem? Vrei? Să vorbim despre? Eu prost stau și asta ascult. Serios? De lecții. Eu am obsolit Academia în an și eu... Păi hai să facem așa. Vreau să gândi Academie, dar ce să fac? Hai să facem așa, câteodată chem pe tine, câteodată chem pe altcineva, adică să fie persoane... Da, și eu știu cam cui și ce film îi plac și eu chem persoana care cred eu că o să fie interesant cu tare film sau cu tare film, ok? Bun. Ce? Like, share, eu nu s-a fie. Mirușii față de mama că am decis să fiu poet, mă lăsam de mult de lep, dacă eram deștept. Uite și de gini, 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 mă lovit în crește, mă îngrădim.